ieri. Și am zis, Doamne Iisuse, Tu mă oprești pe loc, ești învățat cu bani. Mai opera pe viu. Doamne, mă operezi de firea asta pe viu. Zi, nu ne va spunea. Dumnezeu ne operează pe viu, de firea asta noastră, nu știu ce fi cu noi. Pe viu. Și zic, aș bea și o sticlă de suc, sunt învățat cu suc cu asta. Doamne, n-am. Vrăjmașul vrăjmașilor mei a venit la poartă și mi-a dus 700 de lei. Lăuda să fie Dumnezeu. Și a zis, Doamne, cu un vrăjmaș. Păi, fiule, m-au uitat cine sunt din copilăria ta. Nu, Doamne, lăuda să fie numele. Ești același Dumnezeu. E azi și în veci. Dumnezeu nu se schimbă. Mărit să fie Dumnezeu. Mai este în casa celui rău o morfie? Mai este în casa celui rău efă mică și efă mare? Pot eu să scot pe cel vinovat, drept nevinovat? Frații mei, lăudați să fie Dumnezeu. Nu poți să te însoțești cu hoțul și cu curvarul. Nu poți să vii să cumperi de la cel ce a luat cu jumecherie sau a cumpărat tot de la care știi lucrul ăsta. Nu ai voie să te unești cu el. Știți de ce? S-a vorbit de curvie. Deci nu curvește-o cu ea. De-aia o duci și curvește cu ea. Cum se numește lucrul ăla? Eu nu știu. Hospital la Făcăt. Cum? Prea curvie sau curvie? Sau trafic? O, Doamne Dumnezeule, ai milă de noi. Cumpărăm de furat? Știm că e de furat. O bor mașină. Un flex, o, da, la trotinete, da, alea. Și ne însoțim cu hoții, frații mei, și cu prea curvarii, și vrem să se copare Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Am avut copil care l-am găsit mort în pat, mărit să fie Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mort așa cu el în brațul, de ce mi l-a luat? Nu știu. Iar 11-lea copil, nu știu, de ce mi l-ai? Al 10-lea era. De ce mi l-ai? Nu știu, de ce mi l-ai. Și când l-a luat, imediat salvarea și l-a dus, acum stau să le iau de la morte. Dar de ce mi l-a luat Dumnezeu? Care e păcatul meu? De-aia m-a ferit, de-aia m-a ferit, de-aia m-a ferit. Doamne, care e păcatul? Nu e, te trec pe aici să dau prost. Eu sunt cel ce dau viață și a dat viață. Mărit să fie Domnul, să fie copilul viu. Lăuda să fie Dumnezeu. Amin. Vedeți, frate, Dumnezeu dă viață. Zic, Doamne, de ce mă treci pe aici? Ca să-i spui la alții cu curaj. Amin. Nu că o fi, că n-o fi. Tu să mă pipui, să mă simți, să-mi dau viață. Lăudați să fie Dumnezeu. Eu mor și eu învii. Eu tămăduiesc, eu rănesc. Lăudați să fie Dumnezeu. Nu te teme când Dumnezeu te oprește de la un lucru. Care putere să te binecuvinte? Lăudați să fie Dumnezeu. Amin, aleluia. Alt lucru, măriți să fie Dumnezeu. Eu de câte ori am făcut în milosterii, Dumnezeu nu m-a lăsat nerespătit. Niciodată în viața mea. Măriți să fie Domnul. La zi am fost punctual cu Dumnezeu, nu m-a durat nici mai mult nici mai mult. Dumnezeu m-a binecuvântat. Și într-una de binecuvântări am zis, Doamne, din banii mei puțin, ce să fac cu ei? S-a luat frică că mă mătut să se fac milosterii. Ce fac cu ăștia-i puțin acum? Zice, te duci și pui parchet într-o biserică la Iisus cu ei. Și așa am făcut. Măriți să fie. Când ziceți fraților că am primit? Vreo 80 de milioane, măriți să fie Dumnezeu. Dumnezeu e lăudat să fie Domnul. Și pe când făceam milostenii, l-am zis să pun banii în adunare și ziceam să-mi frate, ultima mie care am pus-o, 1000 de euro. Fratele ăsta ia banii în mână așa și zice, Doamne Dumnezeule, fratele mi l-a pus atâtea mii. Doamne, să-i dai 20 de mii acum. Lăudat să fie Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat 19.000, un cer de 19.000 de euro. Lăudați să fie Dumnezeu! Fraților mei, cu voi lucrează Dumnezeu tot așa? Ori altfel de Dumnezeu aveți? O, Doamne, îndură-te de noi! Cum stăm cu Dumnezeu? Mărit să fie Dumnezeu! Dumnezeu mi-a arătat la ora actuală că cu un vrăjmaș și tu mă binecuvintează! Lăudați să fie numele Domnului! De ce mi-a zis odată? Că nu eram nimic! Că nu aveam nimic, zero! Când am venit în pușcărie, zero! Și a zis, Dumnezeu, frate, că îți dau 5.000 de euro. Dar stai lichidarea. Ce ai zice când îți spune Domnul lucrul ăsta? Îți dau 5.000 de euro, dar stai lichidarea. Ajuns Dumnezeu să se roage să pleci în Spania. Și am zis eu, dacă așa, mi-ai dat 5.000 de euro după ce m-am sculat de visul ăla, aș face lichidarea. Miele, dacă ne-a dat Domnul 5.000 de euro, ne-am face lichidarea. Dar zice, da, cum să nu? Imediat a venit banii, măriți să fie Dumnezeu 5.000 de euro. Am făcut lichidarea, am vândut tot mașini, tot luați-le Spanie, că România mă cheamă, măriți să fie Domnul. Aici are nevoie Dumnezeu de noi. Am fost până la suflete bolnave, atât de nimicul meu, frații, mărturie aici, mă știi? 5.000 dacă îi dai atunci și să te vadă, să o ridici de mână așa, o bolnavă sau un bolnav în sus. Să vezi ce să bucură, frate și soră. Măriți să fie Dumnezeu. Nu vrea numai
ai banii tăi, numai mila aia să plângi împreună cu ea și să vezi ce fericire-i de lăudat să fie Dumnezeu. Toți am vrea să predicăm, tot, dacă ne e vorba să facem, și greu stăm aici, măriță fie Domnul, frații mei, tot am văzut predicator că nu mă apucai să mai predici de ei. Dacă era vorba să facă, e greu de făcut. Când e vorba să-ți fie mâna strânsă așa cumva,